Lecția 160. Sunt acasă. Frica e străinul aici. Frica e străină de făgașurile iubirii. Identifică-te cu frica și îți vei fi străin. Și îți ești, așadar, necunoscut ție însuți. Ce e sinele tău rămâne străin părții din tine care se consideră reală, dar diferită de tine. Cine poate fi sănătos la minte în asemenea împrejurare? Cine altul, dacă nu doar un nebun, s-ar crede ce nu este, apoi s-ar judeca și s-ar respinge singur? Există în sânul nostru un străin care vine dintr-o idee atât de străină de adevăr, încât vorbește o altă limbă, vede o lume pe care adevărul nu o știe și înțelege ceva ce adevărul consideră un nonsens. Și mai ciudat e că nu recunoaște la cine vine, deși susține că lui îi aparține casa celui la care a venit, în timp ce străinul e acum cel care e acasă. Și totuși, cât de ușor ar fi să spui, asta e casa mea, aici e locul meu și nu voi pleca din cauză că un nebun îmi spune că trebuie să plec. Ce motiv ai să nu o spui? Care să fie motivul dacă nu faptul că tu l-ai invitat să intre pe acest străin, să-ți ia locul și să te lase străin de tine însuți? Nimeni nu s-ar lăsa deposedat atât de inutil dacă nu ar crede că există o altă casă mai pe gustul său. Cine e străinul? Cine, tu sau frica, e cel nepotrivit pentru casa pe care i-a asigurat-o Dumnezeu fiului său? Oare frica să fie a lui, creată după chipul și asemănarea lui? Oare frica să fie cea care întregește iubirea și de care e întregită? Nu există casă care să poată adăposti iubirea și frica. Ele nu pot coexista. Dacă ești real, frica trebuie să fie o iluzie. Iar dacă frica e reală, nu existi deloc. Cât de simplu atunci se rezolvă întrebarea? Cine se teme nu face decât să se nege singur și să spună: Eu sunt străinul aici așa că îmi las casa unuia mai ca mine decât mine și îi dau lui tot ce am crezut că mi-aparține. Acum e exilat în mod imperios, neștiind cine e, nesigur de toate în afară de un singur lucru, că el nu e el și că i s-a refuzat propria lui casă. Ce caută acum? Ce poate să găsească? Cel care își este un străin nu își poate găsi o casă oriunde s-ar uita, căci și-a făcut imposibilă reîntoarcerea s-a rătăcit și rătăcit rămâne, dacă nu va veni să îi dea de urmă un miracol și să îi arate că nu e un străin acum. Miracolul va veni, căci în casa lui rămâne sinele lui. Acesta nu a poftit niciun străin în casă și nu s-a confundat cu niciun gând străin și își va chema la sine cei al său, recunoscând ce îi aparține. Cine e străinul? Oare nu cel pe care sinele tău nu îl cheamă? Nu poți acum să recunoști acest străin în sânul tău, că ce ai cedat locul ce ți se cuvine ție. Dar sinele tău e la fel de sigur de ce îi aparține, pe cât e de sigur Dumnezeu de fiul său. El nu poate fi derutat în privința creației. E sigur de ce îi aparține. Niciun străin nu se poate pune între cunoașterea lui și realitatea fiului său. El nu știe de străin. E sigur de fiul său. Certitudinea lui Dumnezeu e de ajuns. Cel pe care îl știe el de fiu, își are locul unde și-a pus fiul pentru totdeauna. Tocmai el ți-a răspuns la întrebarea, cine e străinul? Auzi ce liniștit și sigur te asigură vocea lui că nu ești străin tatălui tău și nici creatorul tău nu ți-a devenit străin. Ceea ce a unit Dumnezeu rămâne de-a unul acasă în el, nestrăin de el. Aducem astăzi mulțumiri că a venit Hristos în lume să caute ce îi aparține lui. Viziunea lui nu vede străini, ce îi vede doar pe ai săi și se unește bucuros cu ei. Ei îl văd ca pe un străin, căci nu se recunosc pe ei înșiși. Totuși, întâmpinându-l cu bucurie, își amintesc, iar el îi reconduce cu blândețe acasă, unde este locul lor. Hristos nu uită de niciunul, și nu uită să ți dea, să ți amintești pe toți, să îți fie întregită și desăvârșită casa, după cum a fost la întemeierea ei. El nu te-a uitat, dar nu îți vei aduce aminte de el până nu îi vei privi pe toți cum îi privește el. Cine își refuză fratele, îl refuză pe el, respingând astfel daruri vederii prin care își recunoaște sinele cu claritate, își amintește casa și îi vine mântuirea.